Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, Luca este arestat la domiciliu. Îl auziți? Ați remarcat faptul că se aude mai ciudat. Așa o să rezolvăm și această problemă. Luca e contact COVID și așa că e în vacanță în momentul ăsta. În rest, dacă tot am ajuns la arest la domiciliu, avem cazul unei cereri neobișnuite din partea unui inculpat, care, mă rog, era audiat de judecătorul de drepturi și libertăți. Presupun că în vederea vreunei măsuri restrictive de libertate, gen, nu știu, arestare sau control judiciar, că judecătorul de drepturi și libertăți, cam asta. Era o primă întâlnire, așa, probabil. Da, cameră preliminară și procurorul cere arestare sau ceva și judecătorul trebuie să decidă dacă sunt suficiente probe pentru asta. Și hai să ne cunoaștem, era. Da, să ne cunoaștem. Și, sigur, i-a audiat și inculpatul. Inculpatul a precizat că el nu dorește să dea nicio declarație. Asta se întâmpla în România. Deci s-a întâmplat în România, da? Inculpatul a precizat că nu dorește să dea nicio declarație. Își rezervă dreptul la tăcere. Probabil ca să nu se autoincrimineze, cum au făcut și sindicaliștii de la STB. Au zis că își rezervă dreptul la tăcere, că ce da, să exact fac atunci când ignoră o decizie a tribunalului de suspendare a grevei. Poate inculpatul avea și ceva experiență și atunci... Poate că știa cum exact merge treaba. Bun. Și totuși, după ce s-a gândit inițial, a revenit asupra deciziei și a spus judecătorului că s-a hotărât să vorbească, dar în anumite condiții. Și aș vrea să citez din minuta de ședință consemnarea grefierului, că am fotocopia, zice așa. Asta este limbajul grefier. Inculpatul declară că își rezervă dreptul la tăcere. Revine și arată că dorește să dea declarație după ce mănâncă și solicită 4 ciorbe de burtă. Luca, tu ești... Judecătorul de drepturi și libertăți atrage atenția inculpatului să respecte liniștea și solemnitatea ședinței de judecată. La judecătorul s-a enervat. La întrebarea judecătorului de drepturi și libertăți dacă mai sunt alte cereri de formulat în cauză, inculpatul solicită 4 ciorbe de burtă. Judecătorul de drepturi și libertăți respinge cererea formulată de inculpat de a-i pune la dispoziție 4 ciorbe de burtă. Inculpatul revine și insistă asupra cererii formulate anterior pentru a vorbi. Participanții procesuali precizează că nu au cereri de formulat sau excepții de informat. Auzi, nu există detalii de ce 4, adică care era și șpecheria? Nu, cred că la mișto. Nu știm ce s-a întâmplat acolo. E clar că judecătorul a refuzat. Mie mi se pare, adică eu în locul inculpatului acum aș fi făcut plângere pentru rele tratamente aplicate inculpatului. Deci, băi, când ai poftă de 4 ciorbe... Da, exact. Da, și vorba aia, nu ceruse decât ciorbele de burtă, n-a cerut și accesoriile. Mamă, dacă s-ar fi ajuns acolo, deci asta mi-ar fi plăcut să fie acceptat, să fi zis, bine, domnule, nu 4, 2, 2 e ok, e ok. Și după aia să înceapă. Ușdei. Da, se poate și cu niște smântânică și ardeiuț. Pâine proaspătă, clar. Pâine prăjită, dacă și, e. Exact. Și mușdeiuț, adică fără mușdei nu merge treaba. Da. Deci asta spun, când ai poftă de 4 ciorbe de burtă și un judecător îți interzice, asta este cruzime. Nu este nimic altceva. Cruzime. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.